Bună seara, ne regăsim la Marea Dragoste aici la Canal 33 România. Sunt Alice Năstase Buciuta și am cei mai grozavi invitați din lume. De fiecare dată mă laud și sunt mândră că vin în studioul Canal 33 personalități care învață lumea în care trăim lucruri de mare folos, așa cum este și Petra, ghid spiritual, cofondatoarea grupului Calea Cunoașterii, care ne călăuzește pe drumul nostru și ne învață lucruri care să ne ajute să ne trăim viața într-o energie înaltă și frumoasă și într-o vibrație a bucuriei și a apropierii de Dumnezeu. Mulțumesc din inimă, Petra, că ai revenit la Canal 33. Bună seara, bună seara, Alice, bună seara telespectatorilor noștri. Eu îți mulțumesc pentru invitație, sunt onorată că mă inviți la aceste emisiuni și sper să ca aceste informații să ajungă la sufletul tuturor și să reușească fiecare să facă schimbări în viață. Sunt sigură că așa va fi. Ca de fiecare dată, vă spun de la început, anunțați-i pe cei care urmăresc emisiunea. Petra vine cu daruri pentru cei care ne urmăresc, pentru cei care sunt conectați cu noi pe parcursul emisiunii și va deschide la un moment dat un portal sau vor fi două portaluri sau prin același portal primim două feluri de informații. Vorbim astăzi despre atacurile energetice și cauzele lor, dar prin portal vom primi niște daruri care au legătură cu asta. Eu te rog pe tine, Petra, să le anunți ca telespectatorii noștri să știe pentru ce să se pregătească. Așa este, Alice, vom deschide două portaluri. Două. Și pentru că această emisiune o să aibă o continuare, da, acum va fi partea întâi și va mai avea o continuare, partea a doua, și data viitoare vom deschide aceste două portaluri identice cu cele de astăzi. Practic, vor avea vor fi energii care vă vor ajuta în ceea ce privește atacurile energetice. Vor fi niște eliberări de energiile malefice, de energiile negative, de atacuri energetice, iar apoi un alt portal diferit, vor veni frecvențe care să ne crească vibrația și să ne echilibreze energetic pentru a avea un nivel energetic prin care să nu mai putem fi atacați. Vorbim în această primă emisiune despre atacurile energetice și cauzele lor, iar în emisiunea următoare vom reveni cu metode și modalități de protecție împotriva acestor atacuri sau parazitări energetice. Dar deocamdată haide să ne explici, Petra, ce sunt până la urmă aceste atacuri energetice despre care se vorbește tot mai mult, probabil pentru că e o perioadă tulbure. Ce sunt atacurile energetice și de ce s-or fi înmulțit ele așa? Așa este, Alice, este o perioadă pentru noi, pentru toată populația Pământului, o perioadă de creștere spirituală și pentru că se cer, se face multe, multe corecții la nivel energetic, sigur că aceste atacuri sunt mai dese decât în alte vremuri și luând în considerare și faptul că mai de mult oamenii se rugau mai mult, frecventau mai mult biserica, din familie aveau această educație de a se ruga, erau puțin mai protejați decât acum. Ce sunt atacurile acestea energetice? Practic, aceste atacuri energetice sunt niște parazitări energetice care au intenția, practic, de a ne bloca, de a ne parazita și de a se folosi de energia noastră. Iar atunci când se întâmplă acest lucru, noi suntem efectiv blocați pe toate aspectele vieții. Sunt intenționate sau de fapt se pot întâmpla și fără să vreau? Poate mă gândesc, mă uit și zic, îmi place rochea ta și te invidiez pentru ea și atunci, fără să vreau, gândindu-mă la ceva, un nou lucru căruia nu-i dau mare importanță, să comit un atac, se pot face și așa, din, nu știu să zic, din naivitate sau dintr-un gând răzleț necontrolat sau de fapt sunt țintite și oamenii care au putere energetice și le exercită? Aș vrea puțin să lămuresc acest lucru ca să se înțeleagă exact. Noi știm că în Biblie se vorbește de anumite duhuri și acele duhuri chiar există și chiar ne atacă. Sigur că există și oameni care ne atacă,
prin energia lor, prin invidie sau prin anumite stări pe care ni le transmit emoții, dar aș vrea să se știe că aceste duhuri există și de fiecare dată când noi suntem vulnerabili, ne scad frecvențele, vibrația de moment, suntem triști, supărați, noi devenim vulnerabili. Vulnerabilitatea poate să vină și din boală și de fiecare dată când ai o slăbiciune undeva, în câmpurile tale energetice, datorită bolilor fizice, aceste duhuri abia așteaptă să te paraziteze energetic cu scopul de a se hrăni din energia ta. Deoarece ei nu sunt conectați la sursă și nu au această posibilitate, ei se folosesc de noi ca să-și extragă energia din care trăiesc. Și noi cum ne dăm seama că se comite asupra noastră un atac energetic? Că poate ne simțim rău și zicem, a, m-o-i fi îmbolnăvit, poate am gripă sau febră sau am o boală de rinic și nu ne dăm seama ce se întâmplă cu noi. Cum recunoaștem un atac energetic? În general, atacurile energetice cumva te duc într-o situație în care chiar dacă ești bolnav și ai așteptări să te vindeci, constați la un moment dat că boala aceea nu se vindecă. Nu este valabil pentru toate bolile, desigur, dar se întâmplă anumite lucruri în viața ta, apar diferite blocaje, nu doar pe problemele de sănătate, ci apar blocaje financiare majore, apar blocaje în relații sau la locul tău de muncă pot să apară diferite blocaje, fie să-ți pierzi locul de muncă, fie să fii într-o stare de tristețe profundă mai mult timp și aceste duhuri sunt prezente în energia ta, în aura ta energetică și te atacă și te parazitează astfel încât în permanență te simți obosit. E posibil ca somnul de noapte să nu fie suficient 8-9 ore așa cum este normal, ci să constați că dormi 12 ore și tot ești obosit. Sau constați că pur și simplu nimic nu funcționează. Se strică aparatura electrocasnică din casă. Pur și simplu, ai conducte care se sparg și aceste lucruri se repetă mult mai des decât la alții. Poate să vină acest atac energetic și din afară, de la anumite persoane care îți gândesc răul. Doar că noi rezonăm cu un anumit tip de energie. Iar atunci când noi nu rezonăm cu această energie joasă, nici duhurile și nici alte persoane nu ne pot ataca. Eu l-am auzit pe Alexandru Răducanu, fondatorul televiziunii noastre, vorbind în emisiuni foarte interesante de aici, de la noi, de la Canal 33, și despre aceste atacuri intenționate pe care oameni cu putere energetică, cu cunoaștere din zona aceasta le comit intenționat. Mie mi se pare o variantă absolut incredibilă ca oameni care dobândesc atâta cunoaștere spirituală să poată să facă asemenea jocuri, dar am auzit deci de la persoane foarte avizate, de la călăuze spirituale, cum este și Alexandru, despre lucrurile acestea. Sunt deci și oameni care dețin această putere și această cunoaștere, care din când în când așa spun, ia să te scot pe tine de pe piață, poate că îmi faci concurență sau cine știe ce invidie sau concurență poate apărea. Așa este, Alice. Aș vrea să lămuresc puțin lucrurile despre faptul că atunci când cineva spune că este deocheat, se știe din popor că cineva este deocheat. Așa să știți că acel deochi este poate cel mai ușor atac energetic de care poți să suferi. Dacă există într-adevăr persoane care vor să te scoată de pe piață, care se simt în competiție cu tine, este posibil și acest lucru. Dar aș vrea să se știe, atunci când o persoană într-adevăr este un ghid spiritual și într-adevăr este pe calea dreaptă, nu își va permite să facă astfel de lucruri, nu se va simți în competiție cu nimeni, nu va dori să înlăture pe nimeni, pentru că legile universale funcționează pe legea cauză-efect. Iar atunci când eu îndepărtesc pe cineva, eu voi fi îndepărtat. Atunci când ai această înțelepciune, nu te vei simți nici într-o competiție cu nimeni, ci îți vei urma calea într-un mod firesc și ușor și cred că corect ar fi să nici nu prea luăm în seamă aceste lucruri, ci să ne ocupăm de energia noastră, de creșterea spirituală și a frecvențelor și astfel nimeni, chiar dacă are această intenție, nu ne va putea ataca deoarece nu vom rezona cu aceste atacuri.
Chiar voiam să te întreb, de fapt, cine este expus acestor atacuri? Poate fi oricine sau, de exemplu, te întreb și asta, te mai tem vreodată, te-ar mai putea ataca vreodată pe tine sau pe colegele tale de la Canea Cunoașterii din comunitate, pe Svetlana Coseacova, pe Rodica Ionescu, pentru că voi lucrați, aveți cunoaștere? Mai există această variantă sau tu poți să spui nu, pe mine nu mă mai poate ataca nimeni? Da, este foarte bună întrebarea ta. Nu cred că există cineva care să spună că este protejat 100%. După cum știm, și Iisus Hristos a fost încercat de cel rău și nu cred că este cineva suficient de puternic care să poată să spună că pe mine nu. Însă, dacă suntem atenți la stările noastre, pentru că stările noastre indică nivelul nostru de vibrație și de frecvență, și atunci când avem o îngrijorare, o tristețe sau pur și simplu ne îmbolnăvim, devenim vulnerabili energetic. Și duhurile ne pot ataca pe aceste vulnerabilități, pe oricine. Toți suntem expuși și de aceea este bine să ne rugăm ca să nu fim expuși la așa ceva. Atunci când un copil mic face febră, este vulnerabil. Mama, tatăl acelui copil ar trebui să se roage foarte mult pentru acel copil, pentru a fi protejat. De fiecare dată, să presupune că faci un accident, de fiecare dată când ai o vulnerabilitate, în acel loc e posibil să fii atacat. Cum se întâmplă concret un asemenea atac energetic? Din punct de vedere al pașilor, cât de mult durează să treacă acest episod? Care sunt etapele care caracterizează un atac energetic? Etapele sunt că, în primul rând, începi să-ți pierzi energia. Poți să faci anumite crize prin care îți cade frecvența și devii un om trist. Intri într-o stare de așa zisă depresie. Da, deci durează mult, înseamnă. Asta... Poate să dureze ani de zile. Sunt persoane care sunt atacate în copilărie și poate să dureze o viață întreagă și să nu știe care sunt problemele lor. Însă dacă ești o persoană care cunoște aceste lucruri și observi din ceea ce ți se întâmplă că ai o astfel de problemă, este bine ca imediat să începi să te rogi. Rugăciunea este calea cea mai sigură pentru a ieși din acele frecvențe. Și atunci, dacă este un atac recent, dacă vei începe să te rogi și se vor mai ruga și alții pentru tine, ai posibilitatea ca destul de repede să ieși din acea situație. Însă, dacă este ceva mai vechi și a avut timp să se hrănească suficient de mult din energia ta și cumva a pus stăpânire pe tine, este ceva mai greu, pentru că aceste duhuri vor face tot posibilul ca să rămână structurile tale, pentru că viața lor depinde de energia ta. Dar, până la urmă, se poate face ceva și în următoarea emisiune pe care o vom face data viitoare, vom vorbi exact despre aceste modalități concrete să ne protejăm și să punem capăt acestor atacuri sau să fim feriți în cea mai mare parte a timpului. Ai spus că unele atacuri încep de când copiii sunt foarte mici, din copilărie. Vreau să te întreb și dacă există suflete sau, mă rog, oameni care vin gata așezați sub un atac energetic, cum să spun, parazitați într-un fel energetic și vin la întrupare, vin în viața aceasta deja într-o energie joasă a unui atac venit, nu știu, din alte vieți, dintre vieți. Există și asta? Da, există și această situație că acel copil care se naște deja are acel duh în structurile energetice și s-ar putea să se și observe la scurt timp, dacă părintele este suficient de atent la comportamentul copilului, e posibil să plângă mai mult, să fie speriat. E posibil să venim din alte vieți sau din alte dimensiuni cu aceste atacuri, deoarece probabil că acolo, la un moment dat, în acel moment, am fost vulnerabil și am fost atacați. Și dacă în acest timp, venind de acolo aici, noi nu am mai crescut pe frecvențe, acel duh a venit împreună cu noi și ne ia în primire încă de la naștere. Practic este acolo în structurile noastre energetice, poate să cauzeze diferite probleme, pentru că acel blocaj energetic din structurile noastre energetice duce la un blocaj pe corpul fizic și poate să apară boli.
Asta în cazul în care, să spunem, am venit noi personal cu această parazitare. Dar se poate prelua o astfel de parazitare de la cei din neam, cum se spune la noi în popor, sau de pe arborele genealogic. Poate că nu este un atac comis asupra mea, dar preiau, să spunem, de la cei din familia mea și asta se poate întâmpla? Da, se poate prelua de pe neam, se poate prelua din arborele nostru genealogic, deoarece se presupune că noi am venit în acea familie pe anumite rezonanțe. Și toate aceste lucruri funcționează pe rezonanțe. Însă, dacă am preluat de pe neam, din arborele genealogic, și eu mi-am dat seama de acest atac și îl simt și simt că el există acolo, în momentul în care eu voi începe să mă rog și îmi voi crește frecvențele, pentru că nu este suficientă rugăciunea, e nevoie, unii se roagă și tot depresiv sunt sau tot în tristețe și supărare. E nevoie mai degrabă să ieși din starea de tristețe, de îngrijorare, de supărare, pentru că altfel nu ai cum să-ți crești frecvențele. Nu este suficient să te rogi. Rugăciunea te ajută. Și cred că, în primul rând, ar trebui să ceri Tatălui Ceresc, Cel care ne-a creat aceste frecvențe înalte, prin care să poți să ieși din această situație ca să nu mai rezonezi cu acele duhuri. Aceste duhuri vin pe rezonanțele noastre. Dacă, de exemplu, cei din familia noastră, cândva, bunica, bunicul, pentru că se povestește despre acest lucru, că dacă ai avut bunici care s-au ocupat de astfel de lucruri, cum se spuneau pe vremea aceea, făcături sau lucrături sau astfel de atacuri, e posibil să preiei. Dar poți prelua doar dacă rezonezi cu acele lucruri. Fie că te simți vinovat, vinovată pentru ceva și rezonezi cu acel tip de atac, fie ești vulnerabil. De aceea e bine să lucrăm să nu mai fim vulnerabili și astfel acele energii nu le vom mai atrage, practic. Dar să spunem un copil care vine foarte bine din punct de vedere energetic, dar în familia lui apar lucruri, nu știu, mama se apucă de băut și tata devine violent. Dau niște exemple din acestea cumplite, dar care sigur că există și care pot să influențeze copilul. Copilul poate să preia în energia lui care la început a fost curată și bună de la părinții lui lucrurile acestea negative și să, nu știu, să le ducă el mai departe? Da, așa este. Ținând cont că un copil încă nu este conștient de viața lui și încă nu are puterea să-și ia viața în mâinile lui, tot ceea ce vine din familie sub formă de conflicte sau traumă, practic vulnerabilizează acest copil și, într-adevăr, dacă există alcool, droguri și alte elemente de acest gen în familie, copilul fiind vulnerabil, chiar dacă a venit perfect și a venit în regulă, s-ar putea să preia. Dar dacă noi ne gândim la aspectul rezonanță și luăm în considerare acest lucru, probabil că acel copil a venit în acea familie pe rezonanțe. Și atunci va fi atacat de aceste duhuri, pentru că el, înainte să vină, probabil s-a angajat în această lucrare. Aceste duhuri, pe lângă faptul că ne atacă energetic, practic ei vin și cu scopul de a ne ajuta să ne echilibrăm din punct de vedere karmic, al karmei. Și atunci când apar aceste duhuri în structurile energetice ale acelui copil, probabil că acel copil a făcut această alegere la un moment dat, pentru că astfel poate să își echilibreze karma, încărcătura negativă care o are el, practic, când vine. Eu sunt foarte curioasă în emisiunea de data viitoare să vorbim despre soluțiile pe care să le găsim, pentru că lucrurile acestea sunt foarte interesante și mă bucur că vorbim despre ele, pentru că sunt sigură că interesează pe toți cei care ne urmăresc, dar abia aștept să ajungem la soluții. Există soluții? Doar asta dezvăluie-ne, dacă există soluții sau sunt și lucruri care rămân fără nicio rezolvare. Întotdeauna există soluții. Și mă bucur că am ales acest subiect să-l discutăm, pentru că în vremurile acestea se întâmplă foarte multe lucruri și se face cumva o triere și de aceea discrepanța dintre bine și rău parcă crește din ce în ce mai mult și toți oamenii pot să se folosească de aceste soluții despre care vom vorbi și îmi place
că există soluții la acest lucru și în viziunea lui Dumnezeu și în lumea lui Dumnezeu există soluții pentru orice, chiar dacă acel lucru pare imposibil pe moment. Există în lumea lui Dumnezeu, dar noi putem să le accesăm, că noi suntem aici pe pământ cu slăbiciunile noastre, cu neștiința noastră de multe ori și Dumnezeu sigur are soluții pentru toate, dar noi oamenii avem și noi. Elementul cel mai important în relația ta cu Dumnezeu este credința. Și aici avem de lucrat cel mai mult, pentru că foarte multe persoane vin înspre noi și spun, dar eu am credință. Și eu întreb, și atunci ai credință că te poți vindeca de cancer? Păi nu știu. Înseamnă că tu nu ai credință. Credința este elementul esențial în relația ta cu Dumnezeu. Sigur, asta e o chestiune legată și de medici, ei decid. E doar un exemplu prin care noi să înțelegem cât de mare să fie credința. În orice fel de problemă pe care o avem în viață, de fapt o rezolvăm prin credință. Ce ține de boală, ține de medici și se duc la medic și rezolvă acolo. Ce ține de îngrijorările noastre, de rugăciunile noastre, sigur că da, sunt lucruri care ne pun la încercare credința și felul în care ne raportăm la divinitate. Medicul are rolul lui în societate și medicii sunt tot din voință divină pe pământ și aș vrea ca toți să înțeleagă că medicul trebuie să știe ce probleme de sănătate ai, trebuie să intri într-un program prin care primești un tratament de la medic și el este avizat pentru a-ți da un tratament și nimeni altcineva. Rugăciunea vine ca susținere energetică pentru tine și se știe că și medicii, mulți dintre ei se roagă și au credință și se folosesc de credință în lucrările lui și reușesc să facă atâtea miracole. Nu se poate exclude medicina și medicul și să nu cumva cineva să creadă că lucrurile acestea se rezolvă doar prin credință. Uneori chiar Dumnezeu te ghidează spre medicul potrivit pentru tine. Spre exemplu, dacă ești într-o criză medicală, trebuie să intervină medicul de urgență, să-ți facă o operație și uneori Dumnezeu te trimite spre aceste lucruri. Sigur că da, deci suntem ghidați, cumva avem o susținere energetică și tot mai mulți lideri spirituali, de fapt, vorbesc despre această întrepătrundere între știință și spiritualitate. Mari lideri din lume au fost și în România, Greg Braden, Deepak Chopra, care este medic și vorbește despre spiritualitate și despre puterea rugăciunii și a meditației. Sunt lucruri care se susțin unul pe celălalt și ne pot ajuta pe noi toți. Nu te-am întrebat legat de aceste atacuri energetice despre care vorbim, dacă ele sunt favorizate de un anumit mediu, să zicem. Cum se spune, ne temem de o casă bântuită sau de un castel părăsit sau de, nu știu, de cimitir noaptea. Este posibil sau sunt doar niște spaime care ne-au intrat nouă în tradiție, să le luăm în considerare? Da. Este bună întrebarea ta. Aș vrea să înțeleagă fiecare persoană care ne ascultă că frica deschide ușa. Păi și ce să facem dacă ne e frică? Eu vreau să nu-mi fie atunci frică, dar mi s-a Dumnezeu, făcut frică. Nu ți este frică. Când ai pe Dumnezeu și ai credință maximă, nu ți este frică, n-ai teamă de nimic. Dacă te vei muta într-o casă bântuită, de exemplu, ești un om cinstit care te rogi și te vei muta într-o casă bântuită și probabil vei auzi sau vei simți anumite energii care te apasă, că uneori nu sunt evidente, e doar o apăsare, o tristețe, o stare de supărare când ești în acea casă. Și când te gândești că există anumite duhuri sau energie acolo, este bine să începi să te rogi. Se spune că omul sfințește locul. Vei rezona cu acele entități doar dacă nu te rogi și frecvențele tale vor fi joase. Atunci când tu te rogi și intri în o asemenea casă, tu ai puterea să aduci energie frumoasă în acea casă. În momentul în care te rogi și aduci energie frumoasă și lumină în casă, toate entitățile de acolo se vor duce, pentru că ei nu rezistă la frecvențe înalte.
Dar există totuși astfel de case. Se spunea, de exemplu, că nu e bine să stai într-o casă în care a murit cineva sau în care au avut loc violențe și că lucrurile acestea influențează și pe cei care se mută în casa respectivă. Sau am mai auzit legat de lucruri, să nu dormi în patul în care a dormit cineva înainte, dacă, nu știu, avea o energie joasă. Sunt adevărate lucrurile acestea? Unele sunt adevărate, altele sunt false. De exemplu, dacă ești internat într-un spital și probabil că în acel pat a murit cineva, după cum e posibil ca în toate paturile din spital să fi murit cineva. Sigur. Și nu ar trebui să ne gândim la acest aspect. Atunci când tu ești într-o legătură frumoasă cu Dumnezeu și frecvențele tale sunt înalte, nu-ți va fi frică nici în cimitir, nu-ți va fi frică nici în acele zone unde probabil au decedat mulți oameni sau a fost un accident, nu-ți va fi teamă nici să dormi într-un pat unde a decedat cineva, pentru că acele suflete au plecat și tu, chiar dacă bănuiești că este acolo energie negativă, în momentul în care tu începi să te rogi în acel loc și binecuvântezi acel pat și acel loc, energia aceea negativă nu poate rezista în lumină. Am vorbit, uite, despre cei care au plecat și care pot lăsa o energie negativă în urmă. Te întreb și lucrul acesta. De multe ori noi ne gândim cu multă iubire la cei care au plecat, mai ales dacă sunt din familia noastră, la bunicii noștri, la părinții noștri. Urmele acestea de energie negativă sau pozitivă, în funcție de ce se întâmplă, de ce spunem, uite, nu stiu, în casa asta a murit cineva și mi-e frică și nu-mi place energia, sau poate a murit cineva pe care noi îl iubim și zicem, aici simt, nu știu, spiritul bunicii mele, mă conectez cu ea și mă simt ocrotită. Cum se fac diferențele acestea, în funcție de ce? Într-adevăr, e posibil să fi fost o persoană pe care tu nu ai cunoscut-o și ai cumpărat, de exemplu, o casă unde a murit cineva și există o anumită teamă în firea omului de a se gândi că poate acea persoană a fost un om rău, dar nu este necesar să fi fost un om rău. Pur și simplu, pentru că tu nu cunoști situația, e posibil să-ți fie frică și frica deschide ușa. Aș vrea să se înțeleagă că de fiecare dată când ajungi într-o asemenea situație și tu ești în regulă cu tine, nu-ți va fi frică. Îmi povestea cineva care dorea să cumpere o casă unde cineva s-a sinucis și m-a întrebat ce părere am să cumpere acea casă, că nimeni nu vrea să o cumpere. Și dacă eu aș cumpăra acea casă? Iar eu am răspuns, da, eu aș cumpăra acea casă, pentru că nu am nicio legătură cu persoana care a făcut acel gest și acea persoană a făcut acel gest într-o disperare și nu m-ar deranja acest lucru, pentru că aș începe să mă rog și aș începe să mă rog și pentru acel suflet să se ridice și mie personal nu mi-ar fi teamă. Dar sunt persoane care au o reținere. Și ce a făcut? A cumpărat casa sau n-a cumpărat casa? Ca nu a cumpărat-o, dar urmează să o cumpere și își dorește să o cumpere pentru că este într-un loc frumos. Da, deci ar trebui să ne depășim obstacolele acestea, da. Și frica mai ales, da. Îți propun să ne dăruiești ce ne-ai promis că ne dăruiești acum și să deschidem cele două portaluri și în funcție de cum se așează lucrurile să continuăm discuția și după aceea, dar să fim siguri că telespectatorii noștri își primesc acest cadou energetic frumos pe care ni l-ai adus de fiecare dată când ai venit aici în studio. Nostru. Așa este și cu siguranță cei care sunt receptivi, senzitivi sau clar văzători vor vedea aceste energii. Aș vrea să deschidem întâi portalul care să ridice toate duhurile și toate atacurile energetice de orice fel și apoi vom deschide un alt portal prin care vom primi frecvențe care să ne crească pe vibrație și să ne ridice practic energetic maxim la cât suportă sistemul nostru energetic. Aș putea să te întreb sau să te rog, de exemplu, dacă ai putea să faci ca această lucrare și această deschidere a portalului să fie valabilă pentru toți cei care sunt conectați cu noi, chiar dacă vor vedea emisiunea în reluare sau poate care vor să o vadă de mai multe ori, este posibil să faci lucrul acesta? Am văzut că în lucrările tale pe care le transmiți, rugăciunile gratuite care sunt în fiecare seară de mare,
marți și de joi pe canalul tău personal, ai în ultima vreme, nu de la început, ai început să oferi acest dar, să spui această lucrare este valabilă și în reluare. Eu, dacă se poate, te rog și în numele telespectatorilor noștri să faci acest lucru și pentru lucrarea de acum, pentru ca cei care văd emisiunea și în reluare sau de mai multe ori să beneficieze de aceste daruri. Așa voi face, voi cere și prin puterea cuvântului meu se va întâmpla acest lucru și toți cei care veți asculta și reasculta această lucrare veți beneficia de aceleași frecvențe de fiecare dată. Și o să ne și explici ce se întâmplă și ce primim da, prin portal. Așa este. Da? Începem, bine, da? Da. În numele Tatălui, Fiului, Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, Dumnezeule cel adevărat care ne-ai creat, Iisuse Hristoase și Duhul Sfânt, cerem acum să deschideți un portal energetic peste noi toți cei care suntem implicați în această lucrare și pentru toți cei care vizualizează această filmare de fiecare dată în reluare să primească toate aceste frecvențe. Iar acum cerem, Tată Ceresc cel adevărat care ne-ai creat, să ridici de pe noi toate duhurile, toate atacurile energetice de orice fel și toate cauzele care au atras aceste atacuri energetice asupra noastră, a tuturor celor implicați în această lucrare, acum, și pentru cei care ne vor asculta în reluare, acum. Au venit frecvențele, pentru unii nu va fi prea plăcut, veți simți căldură. Acum se ridică, puteți simți prin creștetul capului. Se lucrează, puteți simți aceste energii, sunt mai greoaie. Se extrag atacurile, duhurile și cauzele acestor atacuri. Cer, prin puterea cuvântului meu, ca toate aceste elemente negative să fie ridicate de către divinitate și să fie dezintegrate acum. Se ridică, încă se lucrează, puteți simți, unii reușiți să vedeți aceste forme de energie negativă, puteți vedea sub formă de fum, un fluid închis la culoare, sau diferite forme ale celui rău, le puteți vedea. Uneori apar sub formă de calupuri de energie închisă la culoare, negru, verde închis, maro, griuri, încă se lucrează. Câteva secunde mai așteptăm. Unii veți simți ușurare pentru că aceste energii vă ușurează pur și simplu. Cei care simțiați apăsare sufletească veți simți ușurare și limpezire a minții. Iar după ce veți deschide ochii, veți observa că privirea este mai limpede, mintea este mai clară și avem o stare de confort plăcută. În numele Tatălui, Fiului, Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, Doamne, Dumnezeule cel adevărat care ne-ai creat, Iisuse Hristoase și Duhul Sfânt, mulțumim pentru această lucrare care s-a făcut în adevăr divin, în toate timpurile și toate dimensiunile pentru noi cei implicați în lucrare și suntem plini de recunoștință și cerem acum să se închidă acest portal. Acest portal se închide, s-a închis, iar acum vom cere portalul următor care să ne aducă frecvențe înalte. Frecvențele creșterii energetice sau... care să ne ferească de atacuri. Da, însă noi vom face acest lucru acum, vom aduce aceste frecvențe, dar cei care le vor simți și vor lucra cu ele vor putea să se mențină la un nivel destul de înalt dacă le vor accesa și le pot accesa de fiecare dată când ascultă această lucrare. În numele Tatălui, Fiului, Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, Tată Ceresc cel adevărat care ne-ai creat, te rugăm acum să deschizi un portal energetic frecvențele cele mai înalte, suportate de sistemele noastre energetice, acum. Cerem, Doamne, să aduci acele frecvențe specifice pentru fiecare, pentru
creșterea vibrației, a frecvenței și a energiei la un nivel maxim pentru fiecare individual acum. Le puteți simți, acestea sunt frecvențe mai jucăușe, mai puternice. Puteți simți cum se scurge un fluid. Unii veți simți o stare de bine, o reenergizare, revitalizare. Unii chiar puteți să vedeți aceste lumini frumoase. Fiecare centru energetic prin aceste frecvențe înalte este activat acum. Unii puteți simți în acest moment un val de răcoare. Codurile de percepție sunt diferite de la persoană la alta. Cerem acum Tatălui Ceresc cel adevărat care ne-a creat să aducă frecvențe și mai înalte pentru cei care le pot asimila, integra acum. Veți simți că vin și mai înalte. Știu că și tu ești receptivă, Alice. Da, simt extraordinar de puternic. Cerem reenergizare, revitalizare și cerem frecvențele bucuriei acum, deoarece frecvențele bucuriei au un nivel înalt de vibrație și pot să aducă pentru noi stare de bună dispoziție și bunăstare. Câteva secunde mai durează. Bucurați-vă de aceste frecvențe minunate. Mulțumim Tatălui Ceresc cel adevărat care ne-a creat, lui Iisus Hristos și Duhului Sfânt, în numele Tatălui, Fiului, Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Tată Ceresc cel adevărat care ne-ai creat, Iisuse Hristoase și Duhule Sfânt, mulțumim pentru această lucrare care s-a făcut în adevăr divin în toate timpurile și toate dimensiunile, pentru noi toți cei ce am primit această lucrare. Suntem plini de recunoștință și cerem ca această lucrare să funcționeze de fiecare dată pentru toți cei care vor urmări în reluare aceste filmări. Eu nu mai pot să fiu serioasă, îmi vine să râd, deci pur și simplu am primit atât de multă bucurie, incredibil. De ce, Petra, se spune că, sau așa și este, că nu pun la îndoială cuvântul tău, bucuria are cea mai înaltă vibrație? Eu mă gândisem că poate altceva, nu știu, dragostea sau... Sunt altele mai înalte ca frecvență decât bucuria, dar bucuria ne poate aduce o stare de bine, iar apoi sigur că vom ajunge și la starea de pace și de iluminare. A, da, există. Probabil. Dar aș vrea să știți că bucuria este deasupra iubirii și despre iubire se știe că vindecă și bucuria este deasupra ei și bucuria îți aduce o stare de bine și de la acest nivel de frecvență prin care tu radiezi această stare, nu poți fi atacat de nimeni și de nimic. Sufletul are nevoie de toate aceste lucruri, sigur că da, el își regăsește, nu știu, conturul și strălucirea în iubire și în bucurie. A fost foarte frumos, am simțit fiecare lucru pe care l-ai spus înainte să-l spui. Deci sunt extraordinar de uimită și de recunoscătoare fiecare cuvânt, pur și simplu. Când ai spus că se ridică energiile negative, eu am gândit, sunt ca niște fuioare, așa, în sfârșit ai spus, e ca un fum care se ridică exact după aceea și apoi răcoare. Cum se întâmplă la rugăciunile pe care le conduci? Cum sunt de fapt reacțiile celor care participă? Spun același lucru, că simt fiecare stare? Eu nu am clar vedere, dar simt extraordinar de bine și câteodată văd așa câte un fulger de imagine. Așa este, Alice, încă înainte să începem această lucrare, în momentul în care cel care are credință mare are o intenție de a lucra cu aceste energii, acea energie deja se generează și unii simt acest lucru. Și cei care sunt în grupurile noastre de rugăciune gratuite ne scriu despre
aceste stări pe care le au, pentru că aici este o frecvență foarte înaltă. Aici este o putere energetică pe care eu am dobândit-o prin rugăciune foarte multă și prin credință. De aceea unii mă întreabă, păi cum poți tu să faci lucrul acesta? Fiecare dintre noi putem face acest lucru atunci când ne rugăm foarte mult și căpătăm putere energetică. De fiecare dată tu când capeți această putere energetică și va fi din ce în ce mai mare dacă îți dedici viața acestei lucrări ca să crești, de fiecare dată puterea prin care tu poți primi lucruri, obiecte, situații sau diferite evenimente în viața ta, va fi din ce în ce mai des acest lucru și vei primi din ce în ce mai mult. Aceasta este puterea ta care îți permite să accesezi din ce în ce mai multă energie. Într-adevăr, persoanele care vin la rugăciune, cei senzitivi sau clarvăzători, pot să simtă aceste lucruri și să le vadă și cu siguranță fiecare va primi, fiecare în funcție de sistemele de credință și de nevoile personale această lucrare. Spui, eu m-am rugat foarte mult. Noi suntem oameni și măsurăm lucrurile astea. Ce înseamnă, Petra, m-am rugat foarte mult? Cât de mult să ne rugăm? Unii zic, da, eu mă rug în fiecare seară, spun Tatăl nostru și asta înseamnă că m-am rugat foarte mult. Ce înseamnă, de fapt, să ne rugăm foarte mult? Cred că este relativ. Nu știu dacă pot să compar ceea ce fac eu cu o persoană, cu un călugăr, de exemplu, care se roagă foarte mult sau o călugăriță sau... Nu știu dacă pot să compar. Eu consider că rugăciunea poate fi făcută și în timp ce lucrăm. Faptul că tu în timp ce lucrezi te conectezi cu divinitatea pentru o fracțiune de secundă și ai acest sentiment că ești conectat, pentru că despre asta este vorba, să ai sentimentul că ești conectat, nu doar să ceri de pe buze. De fiecare dată când faci acest lucru, frecvențele tale cresc. De fiecare dată când accesezi acea energie a creatorului tău, tu capeți putere din ce în ce mai mare. Rugăciuni multe spuse din suflet și au fost perioade când aproape fiecare lucru pe care îl făceam îl binecuvântam și acum se întâmplă destul de des, dar cum se spune, te fură cotidianul, te fură viața și uneori uzi de ele. Dar să ne reamintim să facem acest lucru cât mai des pentru noi, pentru copiii noștri și pentru familia noastră. Deci, oricât de mult, nu să spun dimineața și seara, în fiecare clipă, nu? Deci dacă sunt acum și beau o gură de apă, să binecuvântez apa și să o fac cu credință și să... Este greu să poți să spui că chiar în fiecare moment, pentru că nu ai cum să faci acest lucru în fiecare moment și eu consider că nu ar trebui să intrăm într-un fanatism mistic. Cred că trebuie să faci lucrurile cu bun simț și într-un echilibru și cum simți tu, doar să faci acest lucru sporadic și după aceea din ce în ce mai mult, însă este important să o faci cel puțin de două ori pe zi și cu implicare maximă și cu activitate mentală. Provocarea, de fapt, este să trăim în lume, nu? Pentru că am putea să ne ducem cu toții la mănăstire și să stăm de dimineața până seara în rugăciune și atunci, cu siguranță, am fi conectați și am avea o energie înaltă, am fi feriți și de atacuri energetice și de toate. Provocarea asta este, nu? Să trăim între oameni, să ne vedem de serviciul nostru, de familia noastră, de copilul nostru, de misiunile noastre, să urmărim, să fim conectați, dar să ne ținem energia înaltă. Da, unii fac această alegere să se retragă, să devină călugări sau măicuțe. Este alegerea lor și este frumoasă și acea viață, cu siguranță, și este o alegere. Noi am ales să trăim în lume și e nevoie să avem grijă de noi, de familia noastră, de copiii noștri. Este o provocare și pentru cei care se retrag este o altfel de provocare. Eu consider că fiecare lucru pe care îl facem are un preț și dacă noi facem o alegere, să încredințăm această alegere lui Dumnezeu și vom obține maxim din această cale, din această alegere. Ne întâlnim și data viitoare să continuăm această conversație. O să vorbim despre metodele de apărare împotriva acestor atacuri energetice, despre cum să ne ferim de aceste parazitări. Vom afla, deci, lucruri concrete care să ne ajute și primim și aceste daruri, le primim din nou și la emisiunea de data viitoare ca să ne urmărească toți telespectatorii și săptămâna următoare. Vom primi și săptămâna viitoare aceste daruri
și consider că e bine să fim în direct, în primul rând, la această lucrare, pentru că eu consider că această energie, când este cerută în acel moment, are o forță și o putere foarte mare. Și data viitoare vom vorbi despre lucruri mai puțin urâte, îmi place să spun, și metode prin care să reușim să facem față vieții într-un mod frumos și fără atacuri. Așa să fie, să învățăm de la maestrii noștri care ne-au ieșit în cale, să învățăm de la personalitățile pe care le întâlnim, de la oaspeții emisiunilor care au loc aici în studioul Canal 33 România, de la invitații mei de la Marea Dragoste avem lucruri de învățat și astăzi a fost aici în studio Petra, călăuză spirituală și cofondatoarea grupului Calea Cunoașterii. Îi mulțumesc Petrei din toată inima și ne revedem săptămâna viitoare să continuăm această discuție interesantă. Vă mulțumesc tuturor! La revedere! Mulțumim și la revedere!